Hi, Kevin. Hi. Hi. Ce e, bebe? Bebe ești? Da. Da? Da. Gata, lasă-l că plictisești. Da, Kevin, da. Nu mai țipa, mă. Hai, lasă-i acolo. Dar ce se întâmplă afară? Afară minge. Minge? Minge. Ninge. Ninge. Nu te-am văzut pe ninge? Vezi secundă? Asta duc în zaca? Vrei să te pun jos, frumusierule? Ce faci? Ninge afară. A început să ningă. Lasă-l. Alexia încă doarme. E 9:30. Hai să te schimb, să-ți dau șosetele în picioare, că e figuț. Uite, ce am zis? Să te schimb, frumos. Să te schimb, frumos. Nu-i-l dat, că bagaia în gură. Lasă-l la amzeta. Nu? Nu vreau gură pe carta. E bun aici, Kevin. Da, că el știe să pun acolo. Dar nu pot. Dar nu pot, așa acolo pun. Uite, pune-ți seama. Așa. Hai, gata. Nu, hai, gata. Și cu tine, tu. Hai, gata. Să ajunge. Dar ea să ajunge, ue. Să ajunge. Alexia? Poate vă era dor și de Alexia. Fetele sunt... Nu, Alexia e în vacanță. Adelina a început grădinița, doar că nu pot să o dau pentru că e Alexia acasă. Și când e Alexia acasă, nu mă pot duce după Adelina, pentru că îmi trebuie două cărucioare și n-am cum să merg cu două cărucioare. Alexia nu poate să meargă pe jos până la grădiniță. Așa că trebuie cărucior și Kevin nu merge și îmi trebuie și pentru el cărucior. Și trebuie să stea Adelina și săptămâna asta acasă. O să înceapă de luni. Amândouă. Alexia a avut vacanță 2 săptămâni și Adelina a avut vacanță 1 săptămână. Trebuie să stricăm și bradul zilele astea. Dar mai țin puțin. Nu îl stric chiar acum. L-am făcut buba. Unde ai făcut buba? Of, sărăcuță. S-a zgâriat puțin la o chitară. Și foarte supărată, parcă nu știu ce s-a întâmplat. Uite că s-a dat așa, că doare. Te doare? Așa că... Ți-e dor de grădiniță? Da. Tot recit ești? Da. Te coci scrunci. Du-te tu, frumosică. Da, ne arăți nou ce ți-a adus Moș Crăciun? Da. Hai, arată-ne. E, calul. Calul ți-a adus? Da. Hai, du-și-l arată. Hai să-l arătăm. Wow. Ia, suite pe el. Da. Mamă, ce faină e! E fain? Da. Se duce așa. Doar cu scârții, așa. De la bun început scârții. Hai, urcă-te înapoi pe el. Da. Ia! Se duce? E bine? E bine? E bine, a?
cu scârții, trebuie să vedem și scârții. O să pui să cumpăr în După cum vedeți aici, am scos mobila. Am venit cu moda asta. Aici trebuie să dau cu var peretele ăsta. Acolo sunt niște pietre care nu prinde varul. Am dat de nu știu câte ori cu var, dar nu prinde. Trebuie să mai dau încă o dată cu var și să cumpărăm un televizor să-l punem acolo în perete. Așa nu se vede bine, vă dați seama, e urât. Dar după ce punem televizor o să fie mai frumos. O veni și masa cu scaunele. Așa arată. O veni și dulapul, doar patul nu a venit. Trebuie să vin într-o săptămână, două, pentru că au fost sărbătorile, transportul maritim a fost închis și o întârziat. Alexia trebuia să... Stai jos, stai jos. Alexia trebuia să fie la spital, adică astăzi trebuia să vină de la spital. După cum știți, noi nu am mers în România de Crăciun pentru că am avut programare cu Alexia la RMN pe 2 ianuarie. Pe 2 ianuarie, când o suna Cosmin să întrebe de o trimitere, ce fel de trimitere să luăm, o spus că programarea este anulată și că ei nu au sunat pe noi, dar au sunat pe un număr de telefon care nu este al nostru, nu știu cum au sunat. Și ne-au anunțat că programarea este anulată, dar de fapt pe noi nu ne-au sunat. Și ne-a făcut programare de acum pe 26 martie, dumă. Cred că și-a bătut joc de noi. Nici de Crăciun nu am mers în România, pentru că... Na, aveam programare cu Alexia și n-am vrut să ratăm programarea. Dar, de fapt, ei ne-au anulat programarea dumă în martie. Așa că trebuie să așteptăm până martie acum. Mi s-a părut foarte ciudat. De Crăciun, noi am fost la sora mea, Elena. Cred că mulți dintre voi o știți de pe YouTube, care și ea canalul YouTube. Am fost la ea de Crăciun, am făcut Crăciunul acolo. Am plecat duminică dimineața și ne-am întors marți după amiază. S-au bucurat copiii în special, s-au jucat împreună, a fost frumos. Am filmat câteva imagini. Nu știu, cred că am să le las pe aici și am să le postez după ce vorbesc cu voi, să vedeți și voi imaginile. De anul nou, de Revelion, ne-am făcut acasă. Am pregătit mâncare, au venit părinții mei la noi, cumnatul meu și am petrecut tot așa în familie, acasă. Cam atât, nu am făcut nimic special. Astăzi am de făcut curățenie. Vreau să aranjez puțin hainele în șifonier, pentru că șifonierul care îl avem noi acum nu are uși. Și tot timpul trebuie să fie hainele așezate frumos, pentru că se văd. Are o perdea, dar mie nu-mi place să trag perdeaua aia. Pentru că am hainele groase pe umeraș și stă perdeaua așa ieșit în afară. Când o să am haine subțiri pe umeraș, o să fie fain de tras, dar acum nu. Și să fac de mâncare, na. Rutina mea zilnică. Da, unde mergi? Tati, la ta magazin. Vede mâncare. S-o băga la magazin să iei mâncare? Dar tu unde mergi? Unde mergi? Mergi acasă, mergi la magazin. Dar nu stai. Dar nu stai acolo. Nu știu acolo. Unde mergi? Nu știu, nu mergi. Nu știi unde mergi? Nu știu. E surpriză? Da. Da? Dar tu unde vrei să mergi? Nu știu. Unde vrei să mergi? Astăzi este duminică, ajunul Crăciunului. Și cu ocazia asta vreau să vă urez la toți Crăciun fericit, sărbători fericite. Nu știu cum voi posta vlogul, dar eu vă urez. Și un an nou fericit. Noi suntem în mașină. Plecăm undeva, o să facem Crăciunul undeva. Nu vă spun acum, Adelina încă nu știe, surpriză.
Am mers până acum. Nu fac gangurițe. I-am dat lui Kevin un șervețel. L-a rupt tot de aici. Acum suntem la Peco. De asta l-am pe Kevin în brațe. Că nu mai vrea să stea în scaun. Plânge într-una. Și am luat un pic în brațe. Of, și începe Alexia. O să facem Crăciunul undeva. O să vedeți unde. Adela încă nu știe. Taci în gură, chiar țăpă. Lasă-mi în pace. Kevin e un pic răcit. Au făcut febră zilele trecut ieri alaltieri. Cred că ies și niște dinți. Am plecat pe la 8:30, acum e 11:30. Iată! Și încă mai avem de mers. Iată! Băiatu! Am uitat suzeta lui Kevin acasă. Nu știu cum. Eu am dat-o în gură, cred că o pierdut-o din gură până la mașină. Acasă. Și nu are suzetă. Mame! Și face figuri. A uitat ea Zeta acasă. A uitat Zeta acasă. Da. Ce faci, Gigi? Adelina. De ce e supărată? Nu e supărată? Nu. Tu știi joacă? Cu Antonia, cu Maria? Nu te să iei pe ea. Nu. Păi dacă am pegat el, e... Așa-i spatele. Asta vine cu cine așa. Știi, nu? Dar nu mai stai aici, frate. Mai întâi, sau? Nu știu, sau urmă pe de asta. De asta vine pus acum, cu picioarele astea din față. Aici. Aha. Nu știu, asta, dar... Iosif. Trezește-te. Nu vrea să trezească, e somn. Nu. Na, te trezești. Uite, acum că s-o trezit, pleacă. Păi dacă l-ai trezit, joacă-te cu el. Băi, joacă-te cu el. Da, și-a făcut misiunea, pleacă. Vreau să joacă cu Kevin, ha? Bine. Dă-i un pup. Dă-i un pup. Hai, dă-i un pup. Dă-i un pup. Hai, dă-i un pup. Nu așa, mă! Haide! Kevin. Nu așa, că lovești. Dă-i un pup. Ce? Un pup, dă-i. Nu? Mă laud! Lasă-l să trezește-mă! Băi, ești pus pe bataia azi. Lasă că el e somoros. Chimnuț. Chimnuț. Tu ești prea moale pentru mine. Oops.
Ți-ar veni, poate și farme nasul. Era scad jos și să râde. Uh-huh. Ține-o bine de mână.
Am terminat curățenia în bucătărie. Acum trebuie să fac ceva de mâncare și cum am șters tot pe aici, am făcut curat, nu prea am venit să fac mizerii, așa că o să fac ceva la cuptor. Am un pui pe care o să-l fac la cuptor cu legume, cartofi, morcovi și ardei. Le-am curățat, le-am spălat, le-am pregătit aici. Iar acum urmează să le tai și să le pun la cuptor. Măcar astăzi fie așa cât de cât mai curățenie în bucătărie. Pe acum apuc să fac mâncare la ragaz tot. Tot stropesc de ulei. Kevin, din nou. Iubi? Da. Și asta. Care? Asta care pui. Îi face pui de mâncare?
Da, îi fac lui Didi pui de mâncare. Da, camufoane. Îți place puiul? Da. Că nu-i se pune? Da, ne place. Da? Da. Da. E buzi Kevin, nu vreau la tip. A văzut? Imediat vin la Kevin, doar spun mâncarea asta la cuptor. Da. Că ce faci Kevin? Buge? Te uita să ne care buge? Ne buge. Nu știi care e Kevin, că nu știi. Na, nu știu care e. Dacă te las jos, cred că la telefon. Hai să pachetăm hainele astea, vrei? Mai avem încă o mașină care e aproape gata. Uscată. Stai aici, da? Uite. Nu, nu acolo. Nu acolo. Păi, de ce capă? Nu acolo. Nu acolo. Nu acolo. Vreau să vină la telefon. Nu-i voi acolo. Vrei acolo la trebuiet? Ia, vine și picioare. În picioare. În picioare. În picioare. Hai. În picioare. Nu jos, în picioare. Nu? Nu te las acolo, nu. Nu, nu, nu. Hai, picioare, hai. Așa, așa. Hai. Hai. Nu acolo. Hey!
lasă-mă să pachetez hainele, da? Am vrut să împachetez și eu hainele, dar nici o șansă cu Kevin. Se urcă peste tot. Peste tot se urcă. Trebuie să stau numai de el. Îl aștept pe Cosmin să stea Cosmin cu el să împachetez hainele. Am 3 mașini. Am spălat așa și le-am uscat. Ești nervos? Kevin e foarte mămos. Foarte, foarte mămos. Numai cu mine vrea să stea. Am mai avut și fetele mici, dar nu știu, fetele parcă au fost altfel. În schimb, Kevin e extraordinar de mămos. Dacă îl las cu taică să stea un pic, nu trebuie să mă arăt în fața lui. Dacă m-a văzut, o și început a plânge. Da. Hai să ștergem nasul. Hai să ștergem nasul. Hai să mă mușeteți el. Uite, Alexia îți duce la vrat. Răceala asta nu mai trece. Nu stă obrăciță. O trecut și ziua de astăzi. Nu știu, băieții voștri tot așa mămoși au fost, cele care aveți băieți. E o diferență de la cer până la pământ între fete și băieți. Și mi-a spus sormea înainte să nasc că băieții sunt mult mai mămoși și că nepoțelul meu la fel. Iosif. Foarte mămos. Mult mai plângăcioși, într-una plâng. Fetele, în schimb, sunt altfel, nu știu. Sau cel puțin așa au fost în cazul nostru. Băieță, non-stop stă așa pe mine. Și eu îl iubesc, și eu te iubesc pe tine, frumosule. Of! Of! Vitul meu. Kevin, spune mama. Spune mama. Spui? Nu stai mâncat. Nu stai mâncat. Nu stai mâncat. E nebunit după șireturi. Când vede șiret sau orice ață funie, e nebunit după ele. Nu le mai baga în gură. Frumuselule, nu le mai baga în gură. Frumuselule, mami. Frumuselule, mami. Adela doarme. Doarme de la ora 5. Nu știu ce să mă mai fac cu ea. La amiază nu vrea deloc să doarmă, oricât aș încerca să o pun la somn, nu vrea. Dar, în schimb, la ora 5, adorme. Nu pot să o mai țin trează. Azi dimineața la ora 3:30, Adelina era trează, a prins becul și se juca, cânta și nu o las nici pe Alexia să doarmă. Când o să înceapă grădinița, poate o să fie altfel. O să fiu mai obosită, poate și o să doarmă după amiază, dar așa, nu știu. Cum se apropie ora 5, cum adoarme, nu pot să mai țin trează absolut deloc. Acum atât așa, s-o urca la 5, la noapte iar o să se trezească și nu o să aibă somn. Au! 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 Frumusel, mă, of, mă, pup, iubitule! Kevin! Kevin, de pupic. Hai de pupic. Hai de pupic. În sielul meu.
Ce poți să zici în barbă? Ce poți să zici în barbă? Unde ți-ai dat? Te-ai lovit? Te-ai lovit? Păi de capul meu, stai jos, măi copilul meu. Cine-i Alexia? Te vezi în telefon? Ești frumos? Da? Ești frumos?